Salut, Ștefan, eu aveam o curiozitate pe parcursul meciului. Câte meciuri ai cu un gol sau mai puțin de un gol? Tu știi? Bună seara, în primul rând. Un coleg de-al meu mi-a spus acum câteva meciuri că a fost primul meci în care n-am dat gol. Cred că unul singur, dar nu contează asta prea mult. Important este să câștigăm, să ne facem treaba, să luăm 3 puncte și să luăm campionatul la final. Tu ai dat 2 goluri astăzi. A câștigat echipa, dar meciul cum a fost? Meciul a fost foarte greu. O echipă foarte dură, foarte arțăgoasă, care poate să alerge. Au și calitate, dar ne bucurăm de cele 3 puncte. Ești pe locul 2 în topul golgheterilor din toată competiția. La câte goluri vrei să ajungi? Cât ți-ai propus? N-am un număr anume. Mi-aș dori să termin pe primul loc, dar prioritar pentru mine este să luăm campionatul, să fim neînvinși și echipa primează. Punctaj maximum după 17 etape. Crezi că veți reuși până la final să duceți această serie? Așa, asta ne dorim. De competiție câteva vorbe? Cum ți se pare? Ne simțim foarte bine, ne simțim ca acasă, venim cu plăcere și atâta, e foarte frumos. Mersi mult!